are lăuntru inimii tale. Așa declară Domnul prin Duhul. Aleluia! Regentoment, ai venit în locul acesta cu dorința fierbinte. Eri manochem per domenai, să te întâlnești cu mine, spune Domnul. Aleluia! Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Eri manochem per domenai, multe încercări ai avut, spune Domnul prin Duhul Sfânt. Multe suferință ai purtat. Pregentomeni, iată este clipa, spune Domnul prin Duhul Sfânt, când să cobor cu răspunsul pentru tine și casa ta. Amin. Rimano chempertomeni, mă aștept la o lucrare pământească, spune Domnul prin Duhul Sfânt. Și ruta-i răspuns și rezolvare din mâna mea, declară Domnul. Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Iată-l întoarcerea în cort, spune Domnul prin Duhul Sfânt. Lucrurile la care mă aștept și mă cer în taină. Pregentomenei, mâna mea le va schimba, spune Domnul. Aleluia! Erimana chempertomenei, acolo unde nu este pace într-o vreme ca aceasta, voi coborâ cu pace, declară Domnul. Acolo unde este rana, adevărește Domnul, va fi scris vindecare. Pregentomenai, ca să înțelegi că trăiesc. Rimano chempertomenai, amintește, spune Domnul prin Duhul Sfânt, vindecarea ce-am lăsat-o pentru tine, adevărește Domnul. Rimano chempertomenai, când omul n-a mai putut lucra pentru tine, spune Domnul, iată, am îmbrăcat haina de medii, pregentomenai, și mi-am proslăvit numele. Iată, așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Rimano chempertomenai, mărturisește această lucrare și nu tăcea într-o vreme ca aceasta. Pregentomenai, te-am folosit în lucrarea mea, spune Domnul prin Duhul Sfânt. Prin tine, adevărește Domnul, am îngăiat multe suflete rănite. Rimano chempertomenai, iată, scurt este timpul numărat, sunt zilele când din nou suflet departe femeiască. Pregentomenai, îl voi aduce lângă tine, adevărește Domnul. Pregentomenai, și cuvântul meu îl voi pune pe buzele tale. Tu te răstești, adevărește Domnul, pentru că eu te voi folosi. Așa vorbește Domnul prin Duhul Sfânt. Da, amin, amin. Fie numele tău, Domnul.